uitându-ne pe biserică, vedem crucea lui Hristos, exact pe mijlocul bisericii, pe partea cea mai înaltă, și în același timp ne dăm seama că la fel crucea lui Hristos este în mijlocul raiului, așa cum a stat ea ascunsă acolo sub puterea pomului vieții, unde Adam și Eva au avut permanent hrana spirituală sau hrana cea de viață făcătoare a acelui altar neștiut și neînchipuit. În Sfânta Scriptură spune așa, prin lemn a venit căderea, prin lemn a venit ridicarea. Deci noi când vorbim de lemnul crucii, vorbim în primul rând de lucrarea lui Dumnezeu prin puterea cinstitei și de viață făcătoare cruci, de aceea îi spunem așa, bucură-te cruce, arma credincioșilor, bucură-te lemn fericit, pentru că din toate lemnele și materia care este pe pământ a fost singurul lemn care a fost stropit cu sângele lui Hristos și culmea, dacă ne gândim că în Vechiul Testament avem minunea pe care o făcea Aron cu toiagul și avea în el viață, dacă ne gândim la toiagul care a odrăslit atunci cu semințiile când a fost Maica Domnului logodită cu Iosif, ne putem da seama foarte ușor că, de fapt, sângele lui Hristos este harul Duhului Sfânt care vine și dă viață la orice lucru uscat sau mort, dându-i viață. De așa îi spunem, de viață făcătoare cruce, pentru că cei ce se ating de Sfânta și Dumnezeiasca cruce, învie, înviază și moral, și spiritual, și sufletește, și trupește. Și dacă ne mai gândim puțin și la toiagul odrăslit, ne putem da seama că în momentul în care crucea a fost stropită cu sângele lui Hristos și a primit puterea și demnitatea spirituală, transformându-se brusc din element de tortură, așa cum spun și alți sectarii și o susțin cu tărie, că de ce ne închinăm noi la Sfânta Cruce? Că nu-i decât un simplu element roman de tortură, că doar și Nero a răstihnit sute și mii de creștini în Roma pe cruci și ce înseamnă că trebuie să cinstim toate lemnele? Nu, noi cinstim o singură cruce, așa cum știm că Hristos a stat răstihnit pe o singură cruce. Unul de prin, nu știu dacă Chiril Lucari sau Ghenade Scolariu, din vremea sultanilor de demult, ca să poată fi ucis sau să poată fi pedepsit de sultan, i-a spus așa, jucați un rol. Puneți toate covoarele care vin până la picioarele sultanului să fie numai cu cruci. Și de va călca o singură cruce, am să-i tai capul. Respectivul episcop sau mitropolit ce era, a venit la marginea covorului, a spus stroparul crucii, crucii tale ne închinăm, stăpâne, și sfântă învierea ta o lăudăm și o slăvim. A sărutat prima cruce de pe covor și apoi, fără sfială, fără nimic, s-a dus până la poalele sultanului, a îngenunchiat, și sultanul i-a spus, ai făcut o blasfemie pentru voi creștinii care nu se iartă niciodată. Și care e blasfemia sultanei? Ai îndrăznit să calci semnul vostru creștinesc. Și patriarhul sau mitropolitul ce era el a spus, îmi pare rău, Hristos s-a răstignit pe o singură cruce pe care eu am cinstit-o când am ajuns la tine la divan. Celelalte sunt ale tâlharilor, ca și tine. Adică ai încercat să mântinzi o capcană, dar nu ți-a reușit. Și de aici și-a dat seama sultanul de înțelepciunea acestui om temător de Dumnezeu, pentru că și noi de multe ori confundăm crucile între ele și uneori reușim să ne dăm seama că de fapt n-am atins crucea care trebuie sau nu ne-am apropiat de crucea care trebuie, sau dacă ne ducem la Sfântul Ioan Iacob în poezii, ne aducem aminte de acel creștin care a vrut și cruce de oțel, și cruce de fier, și cruce de diamant, și cruce de aur, și și-a dat seama la un moment dat, acolo sus pe deal în vis, că n-a putut lua decât crucea cea ușoară de lemn, care era de fapt crucea lui. Deci fiecare dintre noi avem o cruce. Spune mai departe Sfânta
poezia duhovnicească, pentru că nu sunt cuvinte de Scriptură, ci sunt învățături duhovnicești, că îngerul îi spune pentru cruce vieții tale omenești, niciodată în viața asta, cât trăiești să nu cârtești. Adică ceea ce credem noi că putem da la o parte, evita, ceea ce credem că putem schimba, ceea ce putem că putem jongla cu Dumnezeu, nu iese, pentru că atunci când fugi de un greu, dai și de unul și mai mare, și atunci când fugi de o cruce, dai de alta, și atunci când fugi de un necaz, dai de altul, iar când vrei tu să eviți jertfa, vine Dumnezeu și te jertfește personal pe tine. Adică până nu ne curățește și până nu ne eliberează de tot ce înseamnă eu personal, nu ne iartă. Și o să încercăm să ne afundăm așa discret. Să știți că la cruce este foarte mult de vorbit. În primul rând, noi dogma crucii nu prea o cunoaștem. Și am să vă spun de ce nu o cunoaștem. În general, purtăm crucea la gât, sub formă de obiect religios, sub formă de sfântă cruce, pentru a fi feriți de rele. Altă dată o purtăm poate ca o bijuterie, altă dată poate o punem la mormântul părinților, altă dată poate o punem pe o casă nouă, altă dată o vedem pe biserică. Nici în unul din cazuri nu se pune problematica, deci repet, nu se pune problematica că crucea ar avea o importanță mai puțină sau mai mare. Crucea este aceeași cruce din totdeauna, care are la bază ce? Lemnul din rai și jertfa lui Hristos. Crucea are valoare pentru că pe ea a curs sângele lui Dumnezeu. Asta este sensul crucii. Apostolul Pavel spune așa: nu-mi este a mă lăuda decât în crucea Domnului. Și face două mărturii. Pentru iudei nebunie și pentru elini sminteală. Deci arată că pentru cei ce nu cred, crucea este arma pe irii, iar pentru cei ce cred, este arma puterii și a înțelepciunii. Și așa că aici trebuie să disecăm o chestiune de mare simplitate, trebuie să aveți și acest lucru cunoscut, când vedeți oameni care fug de Sfânta Cruce, să știți că aceea nu îmbrățișează o Evanghelie ortodoxă sau o învățătură apostolică, sobornicească și apostolească, așa cum este ea lăsată din învățătura Noului Testament, prin Iisus Hristos. Deci, într-o situație de genul acesta, deci, în primul rând, trebuie să fim legitimați cu următorul lucru. Nu trebuie să jicnim, nu trebuie să vorbim urât, nu trebuie să reproșăm, dar trebuie să avem atenție să nu ne lăsăm fuzionați sau contaminați de această învățătură strâmbă, pentru că și astăzi sectele pe care le avem în România, de la 1901, când au intrat prin Timișoara și au început să pătrundă la noi după primul și al doilea război mondial, deci ele au venit din America, au venit și s-au infiltrat în inima ortodoxilor creștini, ortodoxi creștini, care de fapt existau la noi în România. Și bineînțeles că pe undeva scopul acestor secte este și unul bun, pentru că tot ce este radioactiv și contaminează trebuie cules în niște buncăre și ținut separat. De aceea și Apostolul Pavel folosește un termen în Scriptură când spune: osebiți-vă, zice Domnul, de cei fără de lege. Deci, v-am mai repetat cândva odată, dacă Ion, care era cel mai mare bețiv în sat și curvar și fumător, trecând la Iehoviși, Baptiști și Penticostali, a reușit să ajungă și predicatorul lor și să nu mai bea și să nu mai fumeze, aceea nu este neapărat cu desăvârșire o faptă de natură duhovnicească. Dacă deschidem Filocalia, vom vedea că diavolul se retrage în chip viclean, îi ridică omului patimile și nu are nevoie să-l muncească atâta timp cât tu ai pierdut învățătura cea dreaptă și te-ai lipsit de puterea Duhului Sfânt, care vine prin cele șapte taine în biserică și prin ierurgiile care se săvârșesc de către preot, către credincioși, nici nu are nevoie satana să-ți bată război, pentru că el nu mai are de ce te chinui.
Odată ce tu ai pierdut esențialul, cele mărunte pe el nu-l interesează. Când satana ne luptă cu desfrânarea, nu suportă trupul curat ca să se împărtășească. Când ne luptă cu beția, nu te suportă înfrânat, te poți împărtăși. Când te luptă cu mânia, nu te suportă liniștit și blând ca să ai smerenie, te poți împărtăși. Iar când tu nu mai faci lucrul ăsta, nici n-are nevoie să-ți lase patimile. Deci este ca un ceva care are un mecanism de du-te vino. Deci dacă n-alergi, nu faci sport. Dacă faci sport, ești sprinten, dacă nu faci sport, ești comod, ești leneș. Așa și satana. Cât te antrenezi pentru împărăția lui Dumnezeu și vrei să fii bun, îți bate și el războiul. În momentul când tu ai lăsat o baltă, nici el n-are nevoie să te chinuiască. N-ar fi naiv satana dacă te-a cuprins sufletește, să te mai necăjească și trupește. Nu-i folosește. Noi n-avem nimic cu ei, ei au treaba lor, dar trebuie să fim atenți. Și de ce mă refer că trebuie să fim atenți, avem la baza învățăturii noastre ortodoxe obligațiunea bisericii și este obligativitatea mărturisirii creștine de credință în care suntem obligați să atenționăm sau să folosim, cum se spune la tren, semnalul de alarmă, când învățăturile se amestecă. Deci trebuie să fim foarte atenți pentru că globalismul, multiculturalismul, de exemplu, dacă vă duceți într-o țară occidentală, acolo sunt 50 de religii, toate una peste alta, neamuri și neamuri și neamuri. Fiecare se respectă în bresla sa. Dar cu toate că se respectă în bresla sa, nimeni nu are voie să facă prozelitism de niciun fel, deci nici budistul, nici mahomedanul, nici ortodoxul, nici o altă religie, că este catolic sau altă denominațiune, nu are voie să facă prozelitism. Actul cultic se desfășoară strict în locul de rugăciune, case de rugăciune, cum ar fi acolo, respectiv biserică, dacă ești ortodox, moschee, dacă ești musulman, templu, dacă ești budist, dar nimeni nu are voie să facă în afara perimetrului sacru, nimeni nu are voie să facă prozelitism. Ei, acest prozelitism este permis în țările ortodoxe, pentru că ortodoxii sunt mai comozi și mai gomoși. Nu îi interesează, nu le pasă, nu se complică, se lasă mai ușor antrenați și cu ajutorul micilor tertipuri despre care sunt condamnate și de Hristos și sunt condamnate și de Pavel, spune așa, când mergi la propovăduire, să nu ai nici traista, nici toiagul, nici haina, nici bani. Să te duci, să intri și în casa în care te va primi și va primi cuvântul Dumnezeu, spune Scriptura, cine vă primește pe voi, pe mine mă primește. Ei, și cine nu vă primește pe voi, pe mine nu mă primește. Vă scuturați praful de pe tălpi și mai ușor va fi în ziua judecății Sodomei și Gomorei decât locurile acelea. Adică faptul că n-au primit harul lui Dumnezeu. Dar în rest, convertirea, ca să spunem, sau dacă vreți, luminarea și întoarcerea la credința cea dreaptă, se face fără niciun avantaj material. Deci, ceea ce noi nu putem spune la fel și despre anumite învățături neocreștine sau segmente de ruptură creștină în care a mai funcționat banul, ajutorul, pachetul, cafeaua, țigara sau multe alte amănunte care le-au mai primit acești oameni care au îmbrățișat aceste segmente și au mai primit diferite avantaje materiale prin faptul de a se lăsa ușor atrași. Mă rog, e treaba lor și îi privește, dar nu este în Duhul Evangheliei. Duhul Evangheliei are cu tot o altă viziune asupra crucii și vom intra imediat, încet, încet, pe fiecare segment și le vom deseca așa în anumită măsură, încât să înțelegem că globalismul și multiculturalismul și toleranța religioasă exagerată și dacă vreți să mergem până la ce numim noi New Age, adică religie mondială, cum încearcă unii să spună că trebuie să fie un singur duh, un singur idol, un singur Dumnezeu, mă rog, instalarea Antichristului după anumite percepții și teologice, dar și multe din astea conspiraționiste.
Antichrist e născut, cred că, de 10.000 de ori până acum, de când îl tot caută oamenii pe unde este. Dar noi trebuie să știm că afară de Hristos și de jertfa liturgică și de ieșirea din spațiu sacru al bisericii, care înseamnă taine și ierurgii, suntem în afara spațiului de mântuire. Deci mersul la biserică nu este o obligativitate, nu este o disponibilitate, nu este o relaxare, nu este o obișnuință, nu este o constrângere, ci este o datorie sfântă ca omul să se întâlnească, să-și ia miros de Dumnezeu. În momentul în care acasă ai o făptură care are un pui mic, din când în când îl dai să-l vadă, că zice, băi, lasă să-l miroasă, că apoi nu-l cunoaște. Același lucru îl practicăm și în biserica noastră creștină. În momentul când ne apropiem de spațiu sacru liturgic, ne umplem de mireasma de tămâie, care e simbolul Duhului Sfânt, ne umplem de harul Duhului Sfânt, care este chemat în liturghie, binecuvântată este împărăția și a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, ne umplem de sfintele taine și de lumină, pentru că suntem oamenii luminii, deci vorbim de Hristos, lumina, adevărul, calea și viața, dar în același timp ne umplem de trupul cel viu al lui Hristos, cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață veșnică. Deci ne umplem de viață veșnică. Ei, în momentul când suntem descoperiți de Satana, că n-avem în noi viață veșnică, suntem foarte ușor acaparați duhovnicește. De-aia Evanghelia de la morți folosește o expresie. Și când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, vor învia. Deci este vorba de toți creștinii de pe pământ, care, de exemplu, fiind în nepăsare și ascultând glasul lui Dumnezeu, se pot întoarce liniștiți pe calea mântuirii. Și aici mă voi specifica cu câteva explicații logice. Trăim epoca modernă în care oamenii au scuze de tot felul. Și una din scuze spune așa, mă lași și cu biserica? Mă lași, eu știu ce face biserica. Orice faptă negativă pe care o vedeți în biserică nu se petrece la Dumnezeu. Deci dacă ai văzut, v-am mai repetat de 1.000 de ori, un creștin ticăloșit nu înseamnă că Dumnezeu e ticălos. Dacă ai văzut un cleric ticăloșit, nu înseamnă că Dumnezeu e ticăloșit. Dacă ai văzut ticăloșie în biserică, pentru că este alcătuită din oameni, nu înseamnă că așa este și în cer. Din contra, în rugăciunea Tatăl nostru spune așa, precum în cer, așa și pe pământ. Deci noi ne străduim să fim al lui Hristos, tocmai ca să putem transforma pământul într-o împărăție a lui Dumnezeu. N-ai să-L vezi niciodată pe Dumnezeu, beată în șanț. N-ai să-L vezi în desfrânare, n-ai să-L vezi în concubinaj, n-ai să-L vezi în tribunal, n-ai să-L vezi în procese, în bătăi, în beții, în droguri, în nenorociri. Nu. Acolo, ființa umană, chipul și asemănarea lui Dumnezeu, se coboară în mocirla demonică a patimilor, iar Dumnezeu veghează cu mare băgare de seamă, că așa spun eu, n-am venit să judec lumea, ci doar să o mântuiesc, și veghează fiecare suflet în parte la ridicarea lui. Și se găsesc din ăștia, slavă Domnului, pentru că mulți nu au contact cu biserica și-i treaba lor, sau mulți nu vor să aibă contact cu biserica și-i treaba lor, pe mulți nu-i interesează ce se întâmplă la biserică, dar-i tot treaba lor, iar pe unii interesează ce se întâmplă în biserică și tot treaba lor. Ei, pentru cei care sunt în biserică și îi interesează, trebuie să știți un singur lucru. Spațiul sacru liturgic, locul unde ne încărcăm duhovnicește și spiritual din puterea rugăciunilor a Duhului Sfânt și a Sfintei Liturghii, este numai spațiul liturgic al bisericii unde se desfășoară dumnezeiasca și sfânta liturghie sub puterea și lucrarea preotului sau a episcopului, cei care sunt săvârșitori acestei mari taine. De ce v-am explicat lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că în momentul în care sunteți prezenți în biserică, este un act benefic sufletului dumneavoastră.